Bun găsit la a doua jumătate a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Ne continuăm discuția cu invitatul din această seară, care este domnul Radu Antohe, predă la ASE, Academia de Studii Economice din București, la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului. Este un foarte bun specialist, îndrăznesc eu să spun, și îi mulțumim că și-a făcut timp. Domnule Antohe, vorbeam de schimbările care s-au produs în satul românesc prea rapid, poate uneori, pentru cei de vârsta mea, asta spun, pentru că uneori nu le înțelegi. Ce înțelege, domnule Antohe, țăranul român, omul simplu, din ceea ce se întâmplă în jurul lui? Nu vreau să vorbim de schimbarea de tehnologie, că tot omul s-a învățat cu un smartphone, cu internetul, da, cu cumpărăturile, eventual chiar online. Dar ce înțelege el din această schimbare a modului său de viață relativ rapidă? S-a născut țăran, a crescut în acest spirit, a lucrat la câmp și dintr-o dată, în acest spirit democratic, lucrurile s-au schimbat fundamental. Vaca lui nu mai era necesară, deci a renunțat la ea pentru că e lapte la cutie. Câmpul nu-l mai lucrează pentru că îl dă în arendă. Ce, riscăm ceva în ceea ce privește ancestralul, sufletul satului românesc, sau e inerent, asta se va întâmpla și trebuie să ne învățăm? Domnule Enza, este o evoluție naturală, dacă putem să analizăm în concret. Generațiile se succed, vin natural și oamenii sunt trecători pe acest pământ și să nu uităm că nici satul românesc nu face excepție. Astăzi, într-adevăr, din punct de vedere al tehnologiei sau a digitalizării, să știți că, într-adevăr, fermierul sau locuitorul de la țară folosește telefonul sau folosește aceste mijloace numai pentru a, eu știu, găsi căi banale de comunicare, de a ține legătura. Adică nu există o sursă de informare prin să spun, aceste noi tehnologii. Plus comoditatea. Astăzi, dacă spuneam de acest reper al evoluției, nu mai există acea, eu știu, acel deziderat de a găsi, eu știu, să faci performanță, lipsa pieței, lipsa unei predictibilități din punct de vedere al muncii pe care o prestezi, birocrația, lipsa unei viziuni și a unei, cum să spun, stabilități, așa cum am spus-o și în prima parte. Într-un cuvânt, locuitorul satului românesc astăzi este beneficiarul unei politici, și anume, îmi dai o politică bună, o politică agrară sau o politică agricolă, cum vrem să o definim, pe ce palier ne raportăm, îți dau și eu un feedback sau un rezultat al activității și al existenței mele ca locuitor. Dar astăzi performanța, și dacă ne raportăm la performanță, cât este astăzi de viabilă o comunitate rurală sau o comună din satul românesc, se poate suporta ea singură din punct de vedere al resurselor. Observăm că suma de locuitori din acea comunitate, în foarte puține locuri din România astăzi, este sustenabilă. Și atunci, categoric, performanța sau analiza economică din punct de vedere al agriculturii se raportează la cât ai investit și cât ai obținut. Astăzi, bruma de țărani care mai există sau de locuitori în satul românesc nu își mai pun, să spun, amprenta asupra unui calcul economic. Sub nicio formă. Este dacă eu știu să-mi asigur eu să am, și din acest punct de vedere România va juca un rol important în această incertitudine din punct de vedere al viitoarei crize alimentare, că tot vorbim de ea, că vom fi absolviți sau să zic vom fi un pic la adăpost, pentru că încă locuința rurală mai este o sursă de venit familial sau de a asigura cel puțin hrană. Da, dar asta ne face mult mai autarhici decât ar merita vremurile astea. Dar doar și poate. Nu e rău să ai niște rezerve, mai ales că lucrurile se schimbă. Domnule Radu Antohe, din ce privință analizezi lucrurile? Bun, acum dacă știm să întoarcem în favoarea noastră pe micul fermier, pe ferma de familie, toate schimbările astea, mai ales că Uniunea Europeană e dispusă să sprijine financiar ferma de familie, numai să nu fie el acolo
cu prea puține unități de producție, adică să se poată încadra la o finanțare domnul, europeană. Domnul să nu fie Lența, chiar de antreprenoriatul rural, sau mai bine zis inițiativa rurală, este un proces care pregătește continuu indivizii pentru o societate sau pentru o comunitate care este din ce în ce mai incertă sau mai nesigură. Așadar, astăzi avem o lipsă de cunoștințe din punct de vedere al existenței fermei familiale. Bun, facem ferme familiale, tot vrem acest lucru și tot îl declarăm, este un standard. Dar suntem noi pregătiți să înțelegem ce înseamnă și ce rol și cum, cât de mult contează pentru activitate? Iată că totuși aici încă avem o lacună sau sunt foarte multe lucruri care lasă de dorit. Bun. Domnule Antohe, tocmai pentru că ați vorbit de o lacună și eu sunt convins, de moment ce nici la nivel european nu s-a căzut de acord asupra unei definiții foarte clare, haideți să încercăm să definim noi, la nivel de autorități, și n-am de ce să n-o spun, până n-o să văd planul național strategic pus pe hârtie, nu știu câtă grijă se acordă fermei de familie. Da? Că dacă e pe promisiuni financiare, o să fie la fel de prost ca în marea cultură. Haideți să vedem noi ce înseamnă, din punct de vedere optim românesc, o fermă de familie. Da? Eu, să spunem, am o familie de 3 persoane, locuiesc la țară, n-au apucat să-mi plece toți copiii în străinătate, am niște pământ, deocamdată e dat în arendă, dar mă mai gândesc dacă îl țin. Cum ar trebui să-mi structurez o fermă de familie ca să răspund și cerințelor europene, inclusiv cele de mediu, dar și nevoii mele de a-mi asigura cele necesare traiului și poate și o sumă de bani, nu-i așa, lună de lună. Cum ar trebui să înțelegem această noțiune, ferma de familie, o vacă și un pogon sau poate mai mult? În primul rând trebuie să o gândim ca pe o activitate economică. Bine reglementată categoric, adică redusă birocrația și făcute foarte clar, adică nu cu ambiguități aceste politici. Adică locul de interpretare sau mai bine zis lași loc de, eu știu, de analiză, de a avea un spațiu, de a găsi o soluție legală la un context. Cred că aici este cea mai mare problemă și faptul că să știți că performanța nu o faci cu cel, să spun, care este la limita subzistenței. Performanța o faci cu cel care este un model, cu cel care este, știți cum se spune în popor, nu faci treabă cu cel flământ, faci treabă cu cel sătul. Dar ăla sătul să fie conștient că este sătul pentru că are nevoie de o resursă energetică, nu de, eu știu, a se culca la umbra unei, la umbra unui pom, să zic așa. Din acest punct de vedere, cred că performanța încă în satul românesc se face mai ales astăzi prin această lipsă de modele, de predictibilități, cum spuneam, noi nu mai avem linii drepte. Ăsta este adevărul, vrem, nu vrem, trebuie să spunem. Noi nu mai avem linii drepte la nivel de societate, dar apoi de sat românesc. Și atunci acei așa zis specialiști care mai sunt astăzi și mai țin standardul unei comunități, astăzi mai mult ca niciodată, bun, facem excepție de la pandemie. Dar să știți că pandemia va juca un rol extraordinar din punct de vedere al schimbării paradigmei, a schimbării gândirii. Și asta nu numai la nivel de sat românesc. Și atunci, cum spuneam, această brumă de preot, învățător, profesor, medic, medic veterinar, specialist, APIA sau cine mai sunt în satul românesc, nu pot să facă față la cei care au rămas și să le fie un model viabil, pentru că știți cum e, atâta timp cât încurajezi astăzi, eu știu, în satul românesc să faci o activitate, dar cu cât mai puțin efort, nu cred că este o soluție viabilă în timp și spațiu. Adică toți vor pe moment, cum spuneam, repede și dacă este cât mai ușor. Dacă am putea și faptul că avem aceste, eu știu, activități non-agricole în satul românesc care sunt, eu zic, la limita înțelesului, adică nu sunt chiar așa de bine împărintenite din punct de vedere al sensului. Adică astăzi în satul românesc, într-adevăr, putem să zicem, știți, se întâlnesc doi tineri sau ceva, spune hai ce-i mai văzut pe Facebook sau ce se mai poate face repede ceva. Adică nu o gândire durabilă. Adică să iei o decizie, să te gândești cel puțin la nivel de familie, că asta a mai rămas, nucleul,
satului românesc, familia, să iau o decizie, să gândească, ok, generațiile viitoare, copiii noștri sau nepoții, cum vor trăi ei tot în acest sat în care suntem? Nu există această gândire. Este doar momentul, din păcate. Da, și atunci nu e mai bine, domnule Radu Antohe, să vindem și bruma de pământ ce mai avem, să luăm acolo câteva mii de euro, da, și să tocăm banii repede. Știți că dacă am fi atât de bine pregătiți și atât de pragmatici, da, aici ține foarte mult de o politică statală, ar fi o soluție extraordinară, dar nu suntem pregătiți. Pentru că nimeni nu va pleca cu pământul în spate, asta un aspect. Al doilea aspect, noi nu știm să punem acel bir, cum era de pe vremea lui Cuza, sau de pe vremea boierimii, pe terenuri. Noi nu știm. Noi nu știm astăzi calitatea solului pe care îl avem. Bonitatea lor, terenuri de tipul 1, tipul 2, tipul 3, tipul 4, nu știm să le valorificăm. Pentru că nimeni nu va pleca. Borna de hotar va rămâne acolo, că asta e sensul și existenței statului unitar român, dar în rest, dacă știm să o valorificăm și să punem în practică un sistem viabil de a obține beneficii de pe acest teren, de pe acest sol extraordinar din punct de vedere. Nu vedeți că de 30 de ani tragem din el, nu s-au făcut mai foarte puține s-au făcut metode sau tehnologii de a suplini toate aceste acidifieri ale solului. Deci programe de alcalinizare, iar din nou de a reduce pH-ul, de a crește pH-ul, pardon, nu există astăzi, din păcate. Înainte de 1989 se făceau prin programe clare. Am învățat cel puțin la școală. Adică erau foarte clar lucrurile stabilite. Dar astăzi, dacă nu avem cine să lucreze, eu, unul, n-am să susțin niciodată ideea este pământ românesc, lasă-l așa pe roadă. Nu. Este pământ românesc, dar trebuie lucrat. Trebuie lucrat conștiincios și în cunoștință de cauză. Domnule Antohe, haideți să discutăm așa. E clar că satul românesc se va depopula în continuare. Nu există politici, nici economice, nici demografice, nici educative, de fixare a satului măcar la nivelul la care e. Deci încet, încet, poate o să avem și o reformă administrativă, că sunt vreo 2800 de UAT-uri în rural care nu se justifică. Da, se justifică o evoluție din punct de vedere al regândirii spațiului rural. Bun, bun. E clar că vor fi tot mai puțini țărani autentici, cum le place unora să spună. Pământul va rămâne, da, va fi lucrat, sunt convins că va fi lucrat în continuare. Putem face prognoze că vor mai fi și țărani adevărați. Cine învață, domnule Radu Antohe? Pentru că o fermă de familie, spuneați, trebuie privită ca o afacere. Perfect de acord. Dar cine învață pe țărani? Pentru că lipsește pe de o parte intenția statului de a o face, de cealaltă parte intenția receptorilor, adică a celor care ar trebui învățați de a mai învăța câte ceva. Lucrurile nu sunt clare, sunt rupte. Noi vorbim de planuri de afaceri, de ce frumos poate fi, dar nimeni nu face un pas unul spre celălalt, să se întâlnească la mijloc. Total de acord. Și de ce spun de acord? Pentru că singurul factor critic de proces evolutiv sau de evoluție, într-un cuvânt, îl reprezintă acțiunea, adică factorul uman, creierul uman, este cel care declanșează progresul. Restul, tehnologiile sau inteligența artificială, până astăzi și-a câștigat reputația prin replicarea sau prin copierea unor procese bine definite. Deci nu este factor declanșator, inteligența artificială. Va fi cândva, cu siguranță se va ajunge la așa ceva, omul să se contreze cu mașina sau cu tehnologia. Dar din acest punct de vedere, cred că politicile trebuie să adaptate pentru cei care îi mai am la stat, dar cu drepturi și îndatoriri. Eu vă întreb altfel. Vedeți, noi în statul român am creat și am investit într-un sistem educațional care astăzi, din păcate, în loc să culegem roadele unor generații sau unor vremuri anterioare, foarte mulți, bruma de forță de muncă și de oameni bine pregătiți pe toate palierele societății, atât de la liceu sau de gimnaziu, totuși în gimnaziu se mai făcea o școală din punct de vedere al unei meserii. Făceai 8 clase și te ieșai cu o meserie. La fel cum făceai 12 clase. La fel cum apoi cei capabili sau cei pregătiți făceau studiile superioare sau urmau o universitate. Dar cred că lipsa unei predictibilități din punct de vedere al investițiilor
în resursă umană va fi factorul critic de succes al României ca stat membru în Uniunea Europeană. Bun. Domnule Radu Antohe, eu n-am acces la platforma care e sigur online a ASEU-ului, dar scrie acolo că dumneavoastră predați în cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului. Să fiți sănătos, să aveți studenți buni care să dea să și pe la școală, da, măcar să online. Știți că sunt. Aici vreau să vă întreb. Da. Ce pregătiți, cum pregătiți, ce le spuneți și cum vedeți dumneavoastră această parte a viitorului? Pentru că noi ne construim un viitor zi de zi. Dumneavoastră, pe latura dumneavoastră, îi pregătiți pe cei din domeniu. Da. Agricultura românească, cum vă spuneam la începutul emisiunii, a cunoscut un trend de dezvoltare și de a se, să spun, stabili pe o linie de evoluție durabilă. Copiii fermierilor în general sunt îndrumați să ducă mai departe și nu numai ei, dar marea majoritate a studenților noștri provin din familii sau din medii conjuncturale familiale care au activități în agricultură și care înțeleg acest proces pentru a-și pregăti urmașii ca pe mai departe generațiile viitoare să poată să continue, să dezvolte capabilități, să devină, să spun, fermieri performanți. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt copii care înțeleg sensul unei pregătiri într-un domeniu cheie. Și anume, în general, atât timp cât vor exista oameni pe pământ, acești oameni vor trebui hrăniți. Nu există altă sursă de a exista. Și atunci sunt conștienți de acest factor. Că omul poate să trăiască fără o haină, poate să trăiască fără o mașină, poate să trăiască fără o casă, nu știu de care sau altfel, dar omul nu poate trăi fără mâncare. Și atunci sunt copii care vin preponderent, cred că 55% din spațiul urban și înțeleg acest lucru și cam 45% vin din spațiul rural. Suntem pregătiți și avem de la an la an o bază de studenți care provin, cum spuneam, pe o filieră de a observa în familie un trend de dezvoltare. Pe de altă parte, vin din curiozitate și din siguranța unui viitor loc de muncă. Ei spun că atât timp cât vor exista oameni, deci va trebui să fim hrăniți și atunci cu siguranță voi găsi undeva atât pe componenta vegetală cât și pe componenta zootehnică, adică de creștere a animalelor, un loc. Și atunci au această. Și bineînțeles, la noi la ASEU mai este o altă particularitate, faptul că cochetează tinerii foarte mult astăzi cu economicul. Tehnologiile noi, digitalizarea, înseamnă eficiență, eficacitate. Vedeți, astăzi este pe buzele marii majorități a societății, chiar că de la copiii mici din grădiniță, vezi, aud în casă părinții sau tot ce a fost azi, am produs ceva sau nu. În spațiul rural, știți cum era, se zice, găina care scurmă mai mult, seara vine cu gușa plină. Adică au această gândire și atunci îi fascinează acest lucru și pe noi ne onorează și ne obligă în același timp cadrele didactice să fim din ce în ce mai pregătiți, din ce în ce mai implementați în noile viziuni și în noile strategii și de a le fi lor o unealtă concretă în definirea lor ca viitori specialiști în domeniul agriculturii, mai ales în domeniul economiei, economiei agrare, adică economiei pe componenta de industrie agroalimentară. Foarte frumos, domnule Radu Antohe, ați făcut o pledoarie de, sincer, m-aș înscrie și mâine, dar am treabă cu altă facultate acum. Spuneți-mi, noi vă așteptăm. Nu mă așteptați că de acum e prea târziu. Eu nu mai am nicio șansă să-i lăsăm pe cei tineri. Domnule Antohe, ce constatați? Ați spus că există un fel de emulație în rândul tinerilor pentru tehnologie, deci inclusiv pentru agricultura de înaltă precizie, pentru tehnologii în domeniu. Dar în ritmul în care mergem, peste 10 ani vă vedeți cu studenți sau un profesor mai singurate cu prea puțini studenți? Pentru că e bine să creștem noi specialiști în domeniul agricol și a industriei alimentare, numai că acolo constatăm că încet, încet s-au structurat fermele, da? Cei care le au își cresc
urmași în așa fel încât să poată prelua afacerile, ceea ce e foarte bine. Dar uite, nu mai găsești zilieri, nu mai găsești un văcar, dacă ai nevoie, un cioban. Vă vedeți la fel de bogat în studenți peste ani sau politicile ar trebui adaptate? Din punct de vedere, la dumneavoastră îmi place la emisiune că se spun lucrurilor pe nume și se discută concret. Din punct de vedere al evoluției demografice în România, cu siguranță și noi în următorii, nu zeci de ani, în următorii ani, vom fi afectați. De altfel, toate universitățile, nu numai. Este un mers firesc pentru că asta, să spun, este astăzi la nivelul societății. Dar ce vă pot spune, că acea brumă de tineri pe care o vom mai avea, sau acel unic student pe care îl vom mai avea, în cel mai rău caz, vom avea datoria să stăm lângă el, să-l învățăm, avem această datorie și menire să-l pregătim pentru evoluția durabilă a societății din punct de vedere al economiei agrare, adică avem această obligație. Noi nu marjăm neapărat și suntem focusați de faimă pe numărul de studenți, ci vrem ca acei studenți să în primul rând, să înțeleagă care le este menirea dacă au venit la o universitate economică și apoi să-i îndrumăm și să-i dezvoltăm din punct de vedere al pregătirii într-o viitoare viață profesională acerbă, bazată pe o luptă economică, pe o luptă existențială extraordinară. Asta ne propunem, asta ne dorim, ca viitoarele generații să crească și să devină din ce în ce mai bune. Bun. Domnule Antohe, mai sunt 2 minute până la finalul emisiunii. Haideți să vă dau o brumă de speranță, să termin cu administrația publică și promit să mă scriu și la dumneavoastră, să nu fie unul, măcar să fim 2 studenți în perspectivă. Dacă nu la un master sau la un doctorat? Nu mă deranjează, lăsați că doctoratul e pentru cei inteligenți. Domnule Antohe, haideți să ne păstrăm optimismul, 2 minute la final. E nevoie să punem accent în continuare și pe politici coerente în domeniul demografic și în cel al educației, să păstrăm autenticitatea satului românesc. Cât la sută, 2 minute vă rog, va mai fi autentic în 10 ani? Cât la sută va fi de vitrină? Va fi autentic dacă știm să identificăm locurile și să păstrăm acele tradiții și acele bune practici, bune exemple. Acolo vom avea. Unde nu vom ști, categoric se va așterne praful și vânturile vor trece conform versurilor marelui poet Mihai Eminescu. Pustiul își va defini și își va găsi locul. Dar revenind la optimismul care mă caracterizează, vreau să spun că din punct de vedere al sistematizării agriculturii românești, pe cele 3 componente, câmpie, relief de podiș sau de submontan și relief montan, cred că fiecare își va spune amprenta în funcție de intensitatea vieții și intensitatea tradițiilor și a nevoilor existențiale care s-au scurs de-a lungul mileniilor, că la urma urmei vorbim de milenii. Nu va dispărea, dar acolo unde nu-și va găsi această menire, această tradiție, categorică va fi înlocuit de un alt sistem, pentru că să nu uităm că în această perioadă și în această eră post, dar încă n-am început-o, deci încă n-am început această perioadă post-pandemică, omul va trece în spatele calculatorului. Adică vom trece în spatele tehnologiei, tehnologia va fi cea care va ghida existența umană. Bun, domnule Antohe, eu propun să ieșim în fața calculatorului, adică să ne luăm rămas bun de acum, că ajunge. Am ajuns la finalul emisiunii, îmi pare rău să o spun, totdeauna îmi pare rău că trebuie să-mi gonesc invitatul din emisiune, că e prea scurt timpul, dar o să vedem. Radu Antohe predă la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Agrară și a Mediului, agroalimentară de fapt și a mediului. Mulțumesc, domnule Antohe, pentru prezența la Agricultura, o șansă pentru România. Vă doresc o seară bună dumneavoastră, o seară bună tuturor, ne vedem și mâine.